O informare despre posibilitatea construirii unui centru producător de energie regenerabilă a fost primul punct de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Reghin. Cei prezenți au aflat despre intenția unei societăți comerciale din Bistrița Năsăud de a concesiona 60 de hectare de teren în apropierea Reghinului pentru construirea parcului fotovoltaic. În funcție de puterea pe care dorim să o avizăm, la o stație electrică de 110 pe 20 de kV vine solicitarea noastră către Consiliu pentru o suprafață de teren atât de mare. Stația pe care noi o planificăm acum este estimată undeva la 1 milion de euro, cheltuială pe care orice investitor o prinde în bugetul său ca fiind o cheltuială care nu se recuperează, decât din prisma producerii energiei care se va face prin panourile solare. Firma investitoare are și capital nemțesc și a aflat despre existența unui teren disponibil de la preotul Bisericii Evanghelice din Reghin. Biserica ar putea da în concesiune 30 de hectare, însă ar mai fi nevoie de încă 30 din partea Consiliului Local. Nu vă ascundem faptul că o putere atât de mare financiară nu se găsește în principiu în România și este necesar să avem ca și parteneri care să construiască sau o bancă străină sau un producător de panouri solare străin. Pentru aceasta, domnul Rudiger are contacte în Germania și are deja foarte multe legături stabilite și oferte deja primite de la diverse societăți care produc și de la diverse bănci care pot să finanțeze ulterior proiectul. Dacă s-ar demara, acesta ar fi cel de-al doilea proiect în domeniul energiei regenerabile derulat de firma bistrițiană. Primul este realizat în proporție de 80% și se află în localitatea Domnești. După auzul propunerii, primarul Nodiondraș a dorit să afle dacă reprezentanții consilierilor locali ar putea vizita primul parc fotovoltaic, dar mai ales în ce măsură un asemenea centru ar putea ajuta populația municipiului. Singurul lucru care se poate face pentru Consiliul Local sau pentru iluminatul public din zonă este faptul că în momentul în care reprezentanții Consiliului doresc să achiziționeze energie electrică de pe piața liberă, noi vom putea veni cu o ofertă în sprijinul acestora la un preț care să fie mai mic decât prețul normal, adică nu mai mic decât prețul de producție, decât prețul normal, dar în principal datorită faptului că energia se va cumpăra de la locul de producere și nu se vor mai plăti taxele de transport și de transformare a energiei. Dacă s-ar realiza și la Reghin, parcul fotovoltaic propus de firma româno-germană ar înființa și 10 locuri de muncă. Aceasta a fost doar o informare în cadrul ședinței Consiliului Local. Urmează acum ca propunerea de concesionare a terenului pentru parc să se facă oficial în forma unui proiect de hotărâre.